Toată lumea știe că Moș Nicolae le aduce copiilor cu minții daruri și celor neascultători le va pune în ghetuțe o nuielușă. Pretențiile de astăzi ale copiilor sunt pe măsura noilor tendințe în materie de jucării sau gadget-uri de ultimă generație. Cei mici își doresc mașinuțe, tancuri ori soldați. Ce vrei să-ți aducă Moș Nicolae? O dată. Și altceva? Ce dată. Ai fost cu minte? Da. Și ce altceva îți mai dorești? Ce dată. Le vrei pe toate? Da. Alături de dulciuri și fructe în pachetelul moșului se poate strecura și o jucărie. Acestea sunt fără îndoială cele mai adecvate cadouri de Moș Nicolae, dacă ținem cont de faptul că mai toți copiii de azi își doresc jucării cât mai sofisticate. Cei mai mulți au înlocuit clasicele păpuși sau mașinuțe cu roboți sau elicoptere asemănătoare celor din filmele de acțiune. Cei mari își doresc sănătate în primul rând și o viață mai bună. Alții își doresc să primească ceva, chiar și un buchet de flori. Ce credeți că va aduce Moș Nicolae? O să-mi aduc în primul rând un nepoțel. Mulțumesc. Probabil că va veni și la nepoțel. Păi va veni. Cu îmbrăcăminte, cu altceva. Ce poate să aducă la un nepoțel, la un bebeluș? Jucării, păpuși. Mi-aduce un buchet de frezii, nu mai îmi trebuie nimic. Îmi plac foarte mult și îmi plac florile. Nu e nimic, că n-am fost cu minte. Dulciu. Prăjituri, multe și dulciuri, jucării și sănătate. Se spune că de Moș Nicolae, nu obiectele sunt cele care primează, ci pachetelele cu dulciuri, ciocolată, bomboane, caramele și figurine din zahăr. Dulciurile semnifică dragostea, afecțiunea, iar dăruirea pachetelului cu tot felul de bunătăți generează în subconștientul copilului o stare de confort, siguranță și veselie.